aduce eliberare, mântuire, vindecare, vestea bună, Evanghelie. Ea ți aduce eliberare, mântuire, vindecare, vestea bună, Evanghelie. Ea ți aduce eliberare, stimați telespectatori, bine v-am regăsit! Sunt foarte bucuros la acest început de an să vă salut, să vă spun la mulți ani și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ținut în viață să ne putem revedea, cu scopul să începem anul acesta 2010 cu o perspectivă nouă, gândindu-ne la El, la cer și la noi. Sper că ați avut bucurie în timpul sărbătorilor și Dumnezeu v-a binecuvântat cu o cercetare sfântă a inimii, să priviți retrospectiv la anul 2009, la eșecuri și la succes și să începeți anul acesta cu gândul de mai bine, cu gândul de cer, pentru că suntem fiecare dintre noi cu un an mai bătrâni. Permiteți-mi să citesc un verset din Biblie și apoi să ne gândim împreună la anul acesta care ne stă în față și la cele 365 de zile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, zile care n-au mai fost și nu vor mai fi, sunt zile absolut unice. Dumnezeu, în dragostea sa de creator, ni le pune la dispoziție și noi vom hotărâ ce vrem să facem cu ele. O să citesc din a doua carte a Bibliei, Biblia care are 66 de cărți, și o să citesc versetul 20 din capitolul 23. Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. În acest verset din Biblie, Dumnezeu spune că va pune în jurul nostru înger care să ne păzească, să ne protejeze, să ne călăuzească și să ne ducă în locul pe care l-a pregătit. Care este locul pe care l-a pregătit Dumnezeu? Evident, cerul. Dumnezeu se implică făcându-și partea și ne dă compania unui înger care să ne poarte de grijă, însă acesta nu va face treaba noastră, ci doar pe a lui, ne va proteja. Însă noi vom fi responsabili de ceea ce trebuie să facem. Noi nu vom fi responsabili de tot ceea ce ni se întâmplă, ci doar de felul în care reacționăm la ce ni se întâmplă. Ei bine, de data aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre faliment și succes în anul în care am intrat. Este ușor să observăm în Biblie că binecuvântarea lui Dumnezeu este în funcție de atitudinea oamenilor. Spre exemplu, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Adam, dar el a pierdut în mare măsură binecuvântarea prin comportamentul lui. La fel s-a întâmplat cu Lot, Saul sau David. De cealaltă parte ne uităm la Avraam, care prin atitudinea lui a păstrat binecuvântarea, ne uităm la Daniel, ne uităm la apostol și la alții. Ceea ce vreau să spun este că în anul acesta Dumnezeu a hotărât să ne binecuvinteze, însă noi vom hotărâ prin atitudinea noastră față de El și față de noi, față de oameni, dacă binecuvântarea va rămâne sau se va transforma în altceva. Aș vrea să iau un exemplu din Biblie, un bărbat cu numele de Iosif, și să observăm că succesul pe care el l-a avut a fost confirmat de examenele vieții pe care le-a câștigat, în timp ce putea să le piardă. Absolut tot ceea ce facem, gândim, simțim, spunem, este un examen pe care îl pierdem sau îl câștigăm. De pildă, sunt situații în care suntem tentați să mințim, să furăm, să urâm, să facem rău cuiva sau, de cealaltă parte, să fim buni, iertători și așa mai departe. Și uneori suntem foarte presați să abordăm atitudinea destructivă și negativă, timp în care am putea alege-o foarte bine pe cea bună, depinde de noi pe care o alegem. Aș vrea să vă spun câteva gânduri în legătură cu acest început frumos de an pe care ne-l dă Dumnezeu și cu faptul că Dumnezeu este pregătit să ne binecuvinteze în anul acesta, însă noi suntem persoanele de care depinde binecuvântarea lui Dumnezeu potențială să devină activă sau nu.
Și binecuvântarea lui Dumnezeu depinde de atitudinile noastre. Această binecuvântare e condiționată de examene pe care noi trebuie să le luăm, asemenea unor cursuri la școală pe care le câștigăm sau le pierdem. Și prima dintre ele este examenul cu Dumnezeu. Examenul cu Dumnezeu în ceea ce privește închinarea. Dumnezeu devine un examen pentru fiecare dintre noi atunci când devenim adulți, pentru că atitudinea noastră față de El devine un curs pe care îl pierdem sau pe care îl câștigăm. Felul în care ne raportăm la Dumnezeu este închinare. Închinarea înseamnă să te subordonezi lui Dumnezeu, adică valorile, prioritățile, interesele, metodele, obiectivele, toate să le subordonezi lui Dumnezeu, și aceasta este o închinare pe care Dumnezeu o dorește și o iubește. Este ușor să mergi într-o zi din săptămână, din lună sau din an la biserică și să te închini în mod fizic, în timp ce în inimă sunt obsesii și destrăbălare. Nu la o astfel de închinare mă refer. Nu mă refer la un gest de închinare, la un eveniment de închinare, ci mă refer la un proces, la un mod de viață, la o închinare a inimii care se subordonează voinței Creatorului. Nu există închinare prin păcat, prin compromis, prin destrăbălare, prin duplicitate, prin materialism. Nu există închinare în prezența păcatului, ci doar în prezența neprihănirii. Privind la bărbatul acesta pe care vi l-am propus în introducere să îi urmărim exemplul, în casa părintească, în casa lui Potifar, șeful unei companii unde a ajuns mai târziu să lucreze, în închisoare unde a ajuns nevinovat, sau în casa guvernului Egiptului unde a fost promovat până la urmă, observăm că întotdeauna el se închină lui Dumnezeu indiferent de circumstanțe. Cine se compromite și dă vina pe circumstanțe nu face altceva decât să mai facă și păcatul de a nu-și recunoaște vinovăția. Un adevărat om al lui Dumnezeu va fi demn și, indiferent de circumstanțe, el va fi responsabil de felul în care reacționează la circumstanțe. Noi nu putem evita anumite situații de criză, dar putem evita o atitudine greșită ca și reacție a noastră la circumstanța în care ne găsim. Închinarea este atitudinea noastră față de Dumnezeu. Este ușor să pretindem că noi credem în Dumnezeu, timp în care credința pentru noi nu înseamnă decât o acceptare intelectuală a existenței lui Dumnezeu. Dar cu inima, cu modul nostru de viață, noi contestăm existența și suveranitatea lui Dumnezeu. În fiecare zi din anul 2010, în fiecare zi dintre cele 365, atitudinea noastră de închinare sau atitudinea noastră în absența închinării va fi un examen pe care îl pierdem sau pe care îl câștigăm în relația cu Dumnezeu. Vă invit pe dumneavoastră, stimați creștini, să vă propuneți acest obiectiv. În fiecare zi să vă închinați lui Dumnezeu prin ascultare, prin credincioșie, contribuind la împlinirea intereselor din împărăția sa și în felul acesta urmându-l pe el până când se va întoarce să ne ia și să ne ducă în slavă. Examenul închinării definește relația noastră spirituală cu Dumnezeu, în timp ce examenul mulțumirii definește relația noastră cu noi înșine. Primul examen, examenul cu Dumnezeu, închinarea față de El. Al doilea examen, examenul cu noi înșine, adică mulțumirea sau nemulțumirea. Starea de mulțumire nu este inconștientă sau involuntară, nu este expresia ignoranței sau a naivității, ci este încrederea noastră în suveranitatea și conducerea lui Dumnezeu. Iosif a avut o viață zbuciumată și nu a fost nemulțumit de situațiile de criză prin care Dumnezeu a îngăduit să treacă. A fost cel mai cuminte copil dintre toți frații lui și totuși a fost foarte disprețuit. Dar el nu a fost nemulțumit pentru asta. El s-a controlat pe sine, nu pe frații lui. A ajuns să fie vândut în calitate de rob, potrivit obiceiului vremii, și a fost cumpărat de un om foarte bogat cu numele de Potifar, dar nu a fost nemulțumit pentru asta. El nu i-a reproșat nimic lui Dumnezeu și nu a cârtit, pur și simplu a știut că orice rău conduce spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. El s-a putut controla pe el, nu pe frații lui. El s-a putut controla pe sine, nu pe părinții lui. De aceea a știut că Dumnezeu nu-l va lăsa victimă și pradă circumstanțelor vieții. De aceea s-a controlat pe sine, având o atitudine demnă de mulțumire.
El a spus lui Dumnezeu și la bine și la rău: Doamne, îți mulțumesc pentru că sunt aici. Mulțumitor nu te face ceea ce ai în pungă, în portofel, în buzunar sau în contul din bancă, ci ceea ce ai în inimă, pentru că mulțumirea, starea de mulțumire, nu este un sentiment spontan, ci este o atitudine controlată și disciplinată. Vă invit în anul acesta nu doar să vă închinați lui Dumnezeu în fiecare zi, ci vă invit să vă controlați pe dumneavoastră și în crizele vieții, în dificultățile vieții, în momentele grele ale vieții, să fiți mulțumitori față de Dumnezeu. Nu cu ce sunteți, ci doar cu ce aveți. Acestea sunt două dintre testele pe care anul acesta trebuie neapărat să le învingem, să le luăm și nu să fim învinși de ele. Un al treilea este examenul cu natura, administrarea naturii. Sunt oameni care folosesc lucrurile pe care le au, în timp ce există și oameni care se lasă folosiți de lucrurile pe care le au. Biblia nu vorbește împotriva banilor, dar vorbește împotriva iubirii de bani. Iubirea de bani este materialism, este robie, este idolatrie. Timp în care, având bani și folosindu-i pentru tine și pentru împlinirea intereselor din împărăția lui Dumnezeu, este o onoare, este o demnitate. Iosif, exemplul pe care l-am abordat în ziua aceasta, a fost și sărac, dar în alte momente ale vieții a fost și bogat. Însă și atunci când a fost sărac, a fost mulțumitor, și atunci când a fost bogat, a avut o atitudine echilibrată în ceea ce privește administrarea lucrurilor încredințate de Dumnezeu. Este ușor să fii modest atunci când ești sărac. Este mai greu să fii modest atunci când ai proprietăți, poziții, când ești sub lumina reflectoarelor sau la microfon. Iosif a fost modest indiferent de circumstanțele vieții, pentru că modestia a fost un mod de viață, nu doar o atitudine de resemnare în anumite situații de criză și de faliment. Când a fost sărac, nu a fost invidios. Când a fost bogat, nu a fost disprețuitor. Iosif a trecut cu bine testul de administrare a lucrurilor cu care l-a binecuvântat Dumnezeu. Aș vrea să vă gândiți și dumneavoastră în anul acesta, în calitate de copii ai lui Dumnezeu și de buni creștini, dacă examenul închinării vă definește relația spirituală cu Dumnezeu, dacă examenul unei inimi mulțumitoare vă definește relația cu dumneavoastră înșivă și dacă examenul administrării corecte și echilibrate cu lucrurile cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu vă definește relația cu natura, cu lucrurile. Un alt examen pe care trebuie să îl luăm anul acesta este examenul cu Satana, examenul cu diavolul. La vârsta la care suntem, avem experiența faptului că el ne ispitește și ne tentează cu lucruri care, acceptându-le, practicându-le, ne dau calitatea de oameni vinovați și păcătoși în fața lui Dumnezeu, intrând în conflict cu Creatorul nostru și primim poziția vinovată de oameni păcătoși. Ei bine, examenul cu Satana este aspru și permanent. El ține o viață fără weekenduri, zile libere, vacanțe. El este în fiecare zi, el este în fiecare clipă. Aduceți-vă aminte de Iosif, persoana din Biblie pe care am luat-o drept exemplu. Aduceți-vă aminte că el a fost ispitit în casa părintească, dar a trecut examenul. A fost ispitit să se creadă superior fraților lui, datorită revelațiilor divine pe care le-a avut și datorită hainei frumoase deosebite de a fraților lui cu care l-a îmbrăcat tatăl. În casa șefului lui, despre care vă spuneam puțin mai devreme că l-a cumpărat în calitate de rob, Potifar, el a fost ispitit să creadă că este meritos pentru că a învins ispita la care l-a expus soția șefului lui atunci când i-a propus o relație păcătoasă. Aduceți-vă aminte că atunci când a ajuns în închisoare, a fost ispitit să se creadă nevinovat și abandonat de Dumnezeu în nevinovăția lui prin faptul că a ajuns în închisoare. Aduceți-vă aminte că atunci când a ajuns ministru al doilea după președintele țării, după faraon, a fost ispitit să se creadă superior și meritos, dar el s-a comportat cu modestie și a rămas același bărbat demn. Examenul cu Satana este împotrivirea. Biblia spune: împotriviți-vă lui tari în credință și el va fugi de la voi. Atunci când noi eșuăm fiind ispitiți de diavolul,
Tot timpul încercăm să ne justificăm spunând: am fost ispitit de diavolul și am căzut. Adevărul este că noi suntem ispitiți de diavolul în fiecare clipă. Și atunci când nu cădem la examenul acesta al ispitirii, este faptul că noi ne împotrivim ispitirii tare în credință. Noi nu trebuie să luptăm cu păcatul, ci doar cu ispita care este începutul păcatului. În momentul în care îi dăm curs, atunci noi ne facem vinovați de faptul că am dat curs ispitei, adică am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Examenul cu Satana este împotrivirea. Noi trebuie să ne împotrivim. Gândiți-vă că anul acesta avem 365 de zile. Și fiecare zi conține foarte multe momente în care vom fi ispitiți să păcătuim într-unul dintre multele forme în care un om poate păcătui. Priviți cartea aceasta, ea conține cuvântul lui Dumnezeu. Ea ne este dată pentru ca să ne înarmăm cu voia lui Dumnezeu, devenind cunoscători de voia sa, având un orizont larg, care nu este limitat de tradițiile religioase ale lumii în care trăim, ci este limitat de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă dintre dumneavoastră, stimați ascultători, sunt și persoane care nu au o Biblie personală, pe care o să o citească ori de câte ori vor, de câteva ori pe zi, atunci vă invit să sunați cu toată libertatea la numărul de pe ecran și o să primiți în dar o Biblie să fie a dumneavoastră, să o priviți ca pe cuvântul lui Dumnezeu pe care să-l citiți, să-l iubiți și să-l respectați. Dacă citind Biblia veți avea dificultăți să înțelegeți, să interpretați anumite porțiuni din ea, vă sugerăm să priviți la adresa website-ului de pe ecran, pe care să-l accesați și acolo veți găsi instrumente necesare, mă refer la predici, la studii biblice, la capitolul resurse, pe care le veți avea la îndemână și cu ajutorul cărora puteți înțelege părțile din Biblie care sunt o taină pentru dumneavoastră. Vă spunem toate aceste lucruri pentru că am primit de la Dumnezeu responsabilitatea, atât cât ne-a dăruit Dumnezeu harul să fim alături de dumneavoastră și să vă ajutăm cu modestie, cu iubire și respect, să înțelegeți cuvântul lui Dumnezeu în perspectiva împlinirii acestuia. Viața este un șir de examene. Probabil că în luna decembrie n-ați fost motivați să o luați de la început. Era ultima lună din an, dar acum suntem în luna ianuarie. Un an nou, o lună nouă, o zi nouă, ce binecuvântat suntem să avem onoarea să o luăm de la capăt. Dar pentru ce? Să o luăm de la capăt cu falimentele de anul trecut, să o luăm de la capăt cu minciuna, cu furtul, cu meschinăria, cu infidelitatea, cu pornografia, să o luăm de la capăt cu o atitudine păcătoasă și blestemată? Dacă anul acesta Dumnezeu ne va chema acasă punând capăt existenței noastre umane și ne va găsi într-o astfel de stare de vrăjmășie cu Dumnezeu, singurul loc unde putem merge este iadul. Dar în această zi frumoasă de iarnă a anului 2010, fiind la început, Dumnezeu ne propune și ne înarmează cu cunoștința de sine, dar și de noi, să înțelegem că depinde de noi să activăm potențiala binecuvântare pe care El ne-o pune la dispoziție. Însă depinde de noi. Binecuvântarea nu este ceva ce pur și simplu cade ca o avalanșă peste noi, ci este un dar pe care îl oferă Dumnezeu, dar el trebuie activat de credincioșia și ascultarea noastră față de Creator, care definește relația noastră spirituală cu Dumnezeu. Vă invit și pe dumneavoastră să aveți sensibilitatea necesară și astăzi să-i mulțumiți lui Dumnezeu că sunteți în viață. Hotărâți ce vreți să faceți cu anul acesta și ce vreți să faceți cu examenele cu care vă veți confrunta în cele 365 de zile. Aș vrea să vă mai propun încă un examen la care să privim și anume examenul cu sexul opus, înfrânarea. Înfrânarea este calitatea vieții unui om care selectează lucrurile ce bat la ușa inimii lui și unora le spune nu. Marele reformator Luther spunea că noi nu putem să oprim păsările să treacă pe deasupra caselor noastre, dar le putem opri să-și facă cuib în coșurile, în hornurile de la casa noastră pe unde iese fumul de la sobă. Noi nu putem opri gândurile să nu ne treacă prin minte la nivel de fulger, dar putem opri gândurile să staționeze și potrivit unui proverb chinezesc, un gând să devină o faptă, o faptă să devină un comportament, un comportament să devină o viață, iar o viață să devină iad sau rai. Depinde de noi. Examenul cu sexul opus este înfrânarea.
Scriptura spune în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, în contextul predicării fericirilor de pe munte, unde Domnul învață printre altele pe oameni următorul lucru. Dacă cineva se uită la o femeie cu intenția să o poftească în inima lui, a și comis adulterul. Înfrânarea înseamnă să-ți înfrânezi privirea atunci când ea conduce la imaginații păcătoase, înseamnă să-ți înfrânezi mâna care ia ce nu-i al tău sau lovește pe cineva, înseamnă să-ți înfrânezi gândurile de ură, resentimentele, înseamnă să-ți controlezi atitudinea și să reacționezi. De ce ți se întâmplă, nu ești vinovat, dar cum reacționezi la ce ți se întâmplă, ești responsabil. Este mult mai ușor să-ți oprești prima pornire, spunea Benjamin Franklin, decât să le oprești pe toate celelalte care vor urma. Ei bine, aduceți-vă aminte din nou de Iosif. Viața lui nu a fost condusă de plăcere, nici de reacții la tendințele păcătoase. Viața lui a fost condusă de înfrânare. Șefa lui i-a propus păcatul. Câte avantaje ar fi avut dacă l-ar fi acceptat. Dar el s-a înfrânat și a spus nu. A spus nu, nu în funcție de ce îi place, ci în funcție de principiile lui Dumnezeu care iluminau conștiința. Apropiindu-mă de încheierea mesajului meu din această zi și bucuros de harul lui Dumnezeu că pot împărtăși cu dumneavoastră din nou din Cartea Vieții, aș vrea să vă propun un nou examen. Examenul cu păcatul. Examenul cu păcatul este fuga. Iosif a fugit de păcatul neascultării, de părinți, a fugit de păcatul adulterului în casa lui Potifar, a fugit de păcatul nemulțumirii în temniță și a fugit de păcatul răzbunării și superiorității atunci când a ajuns prim-ministru. Ei bine, și noi trebuie să fugim de păcat. Noi nu trebuie să ne luptăm cu păcatul, ci doar cu ispita. De păcat trebuie să fugim, cu ispita trebuie să ne luptăm, împotrivindu-ne, respingând-o. Dar cu păcatul nu trebuie să ne luptăm, pentru că întotdeauna sfârșitul va fi același. Vom fi învinși. Ultimul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este examenul cu familia. Aceasta este responsabilitatea. Nu uita că ai făcut un legământ cu soțul, cu soția și ești responsabil față de copii. Iosif l-a implicat pe Dumnezeu în viața de familie. Nu suntem decât niște oameni pe care Dumnezeu îi cheamă să se comporte cu demnitate. Aș vrea să închei spunându-vă încă o dată în încheiere următoarele lucruri. Cu Dumnezeu trebuie să ne purtăm cu închinare, nu cu ipocrizie, duplicitate. Cu noi înșine trebuie să ne purtăm cu mulțumire, nu cu egoism. Cu natura trebuie să ne comportăm administrând-o echilibrat, nu lăsându-ne târâți în idolatrie, închinându-ne ei. Cu satana trebuie să ne comportăm prin împotrivire, nu prin ascultare și subordonare. Cu sexul opus trebuie să ne comportăm cu înfrânare, nu cu obsesie, până la păcat. Cu păcatul trebuie să ne comportăm fugind de el, nu apropiindu-ne sau luptându-ne cu el. Iar cu familia trebuie să ne comportăm cu responsabilitate și nu cu nepăsare. Stimați creștini, dragi frați, vreau să vă invit în acest an, care este acum la început pentru noi, să puneți la inimă aceste chemări sfinte din partea lui Dumnezeu și să vă așezați în minte aceste priorități ca niște proiecte pe care trebuie neapărat să le punem în fața noastră și pe care trebuie să le învingem pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru binele nostru veșnic. Aș vrea să facem împreună rugăciunea la acest început de an ca Dumnezeu să ne ajute. Și dacă sunteți în asentimentul meu, vă rog să vă aplecați capetele, dacă nu vă este greu să vă ridicați în picioare și să spunem în inima noastră: Doamne Tată care ești în ceruri, mulțumim pentru anul care a trecut. Mulțumim că ne-ai iertat, că ne-ai ajutat să ne ridicăm din clipele grele, că ne-ai vindecat, că ne-ai binecuvântat membrii familiei și acum îți mulțumim că ne-ai dat o nouă șansă care conține 365 de zile. Binecuvintează anul acesta pentru noi, pentru familia noastră. Dă-ne putere să luăm toate examenele la care ne vei expune, Doamne, ca o dovadă a credincioșiei și ascultării noastre față de Tine. Binecuvântă-ne casa, binecuvântă-ne pe noi și numele Tău să fie lăudat, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Și împreună să spunem amin. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Încerc în rază să-mi ridic.
O lacrimă, un umăr de privire, peste așa pustire. Și nu pot decât până la poale să văd muntele din raza de soare, să regăsesc poteca și urmele de pași din tineră mare. O, Doamne, sunt atât de mic, atât de mic, de când încerc rază să-mi ridic. O lacrimă, un număr de privire, peste așa pustire. Și nu decât până la poale să văd muntele din raza de soare, să regăsesc poteca și urmele de pași din tineră marș. Nu-s decât o gândire singura și ciudată, cu eco uneori, cu eco altă dată, ca o înghițire de sentiment rătăcit în intestine de chit. Alerg și întreb, alerg și întreb, poate cândva aripa ce mă ține va dispărea și va rămâne doar pomul din care dulce ți-ai făcut o cruce. Alerg și întreb, alerg și întreb, poate cândva aripa ce mă ține va dispărea și va rămâne doar pomul din care dulce ți-ai făcut o cruce. La cruce, în cer.